S-au trezit concurenții, puțin dans de dimineață, ca de obicei. Pe Laura o auzeam că povestea că noaptea trecută s-a trezit plângând de 2 ori. S-a trezit prima dată plângând, s-a culcat la loc și apoi s-a trezit încă o dată și plângea și mai tare. Se pare că are ceva gânduri, probabil care o macină și de aceea nu a putut să aibă un somn liniștit. Pe bunica o auzeam că povestea cu fetele în bucătărie și la un moment dat le zicea să se bucure de tot ceea ce trăiesc acolo, pentru că de la o vârstă, spunea dânsa, trăiești doar din amintiri și cumva le zicea să strângă cele mai frumoase amintiri, că timpul trece și vine vremea amintirilor. Mătușa lui Dedi spunea fetelor, măcar să aveți ceva frumos să vă amintiți de aici. Bunica spunea că Alex și Cristina chiar au ce să-și amintească, pentru că trăiesc ceva frumos acolo. Iar Andrada spunea că ea nu are de ce să-și amintească frumos. Cristina i-a zis, hai fată că ai 19 ani. Bunica lui Alex îi spunea Andradei că se poate bucura de orice, și nu neapărat că și-a găsit un băiat acolo în competiție. Mama lui Albert îi spunea Andradei că deocamdată are abia o lună acolo în casă, până la 6 luni mai este cale lungă. Și Cristina spunea că, într-adevăr, într-o secundă ți se poate schimba viața. Delia a dat un mesaj pentru părinți, a spus că a primit scrisoarea de la ei și o să încerce să fie mai atentă la limbaj și la comportament. Pentru verișoarea ei i-a mulțumit pentru scrisoare, cadouri și i-a spus că așteaptă în continuare scrisorile ei. Iar pentru Alina i-a spus că este minunată și i-a scris acele scrisori. Îi mulțumește că este foarte implicată. I-a scris și familia Deliei că Alina este foarte implicată și că este alături de Delia și îi mulțumește foarte mult. Alina și Simona sunt fetele care o susțin pe Delia și a spus că le mulțumește tuturor celor care o susțin.